Ce? Nu! Cine? Ce? Mirela Vaida a fost atacată în direct de o femeie necunoscută, în timp ce prezenta subiectele ediției de astăzi ale emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea s-a speriat teribil în timp ce atacatoarea a încercat să arunce în aceasta cu un obiect greu. Mirela Vaida a tras o sperietură soră cu moartea, după ce, în timp ce prezenta subiectele zilei, a fost atacată de o femeie necunoscută care a intrat în platou și a încercat să o lovească prezentatoare cu un obiect voluminos. Totul s-a petrecut în urmă cu doar câteva minute, când Mirela Vaida prezenta subiectele ediției de astăzi ale emisiunii Acces Direct. Sunt în stare de șoc. Am fost atacată fix când am intrat în platou. Avea un pietroi foarte mare și foarte greu care trebuia să vină în capul meu. A intrat o femeie dezbrăcată complet pe o ușă lăturalnică, țipa în continuu să-i dau banii. Primesc foarte multe amenințări de la o femeie pe nume Magdalena Șerban, despre care știți că este criminala de la metrou. Spune mereu că o să plătesc pentru ceea ce i-am făcut la emisiune. M-am speriat, nu am știut ce să fac, a spus Mirela Viada, la scurt timp după incidentul șocant.